Decesul dinamovistului Patrick Ekeng a băgat fotbalul românesc în doliu. Camerunezul în vârstă de 26 de ani a murit vineri seară, 6 mai, după ce a suferit un șoc cardiogen și s-a prăbușit pe teren în minutul 69 al partidei Dinamo Viitorul, scor 3-3, la doar 7 minute după ce intrase pe teren. Întrunit vineri noapte, comitetul de urgență din cadrul FRF a hotărât ca toate partidele de fotbal ce ar fi trebuit să se dispute în weekendul trecut să fie suspendate. Astfel, jocurile din cadrul Ligii a treia programate inițial în data de 7 mai 2016 se vor disputa în data de 14 mai 2016. Programul competițional al Ligii a treia urmează astfel a fi devansat cu o săptămână, respectiv ultima etapă din cadrul campionatului național din Liga a treia, urmând a se desfășura în data de 4 iunie 2016. Așa cum bine se știe, echipa faniona orașului Cenedinicu Golescu ar fi trebuit să joace la Alexandria împotriva formației Sporting Turnu Măgurele în cadrul etapei a 23-a din Liga a 3-a, Seria a 3-a, iar în urma celor hotărâte de FRF, partida se va disputa sâmbătă 14 mai, începând cu ora 18.